biserica de casă, persecutată, prigonită, se numește Biserica Subterană a Domnului nostru Iisus Hristos în China și în țările acestea unde prigoana este deja, nu aveai cum să ajungi acolo, pentru că era ascunsă. Dar Duhul lui Dumnezeu n-a călăuzit prin diferite persoane, prin oameni și am ajuns acolo, slăvit să fie Domnul. Una dintre bisericile Domnului era la etajul 13, într-un bloc, într-un apartament cu două camere, cu obloanele trase, cu ușile închise. Acolo slăveau pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Am intrat înăuntru, ne-au primit cu brațele deschise. Ne-au îmbrățișat pe amândoi. Le-am mărturisit cum un chinez s-a întors la Domnul printr-un cancer, slăvit să fie Dumnezeu. I-au dat o Biblie în limba chineză. Și ne-am bucurat tare mult în seara aceea. Și am stat cu frații la parte și după care am plecat către casă, către spital. În seara aceea m-a sunat soția mea și mi-a spus: pregătește-te să treci printr-o nouă și mare încercare, căci Domnul a vorbit prin Duhul Sfânt. Soția mea nu era pocăită mai de mult, dar când am plecat eu în China, după ce am ajuns acolo, mânată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, s-a gândit: dacă Cristi nu mai vine acasă, rămân singură cu copilașul, nicio nădejde, nu-L cunosc pe Dumnezeu, ar fi bine să mă împac și eu cu acest Dumnezeu. Și a început să frecventeze grupurile de rugăciune, biserica, împreună cu niște frați de-ai mei. Și așa s-a hotărât să se pocăiască și a intrat în apa botezului la o lună de zile după ce eu am plecat în China, slăvit să fie Domnul. Mergea la grupurile acestea conservatoare, unde este lucrarea Duhului Sfânt, unde este liberă. Și acolo Domnul a vorbit și mi-a spus în seara aceea. Și am plecat către spital cu frate și am zis: Doamne, ce va mai fi? Sunt vindecat. Nu mai am nimic. Da. Dar oamenii, când te-au anunțat că ești vindecat, că ai fost vindecat, și-au luat toată slava și și-au luat-o lor. De mine nu m-au recunoscut. Iată că o să fac o nouă lucrare. Am primit liniște și pace cât de cât în inima mea. La sfârșitul tratamentului, anul 2009, s-a terminat tratamentul, s-au cheltuit 80.000 de dolari aproximativ. Mi-am cumpărat biletul de avion să vin acasă în 8 ianuarie 2010, după ce am trecut în 9 ani. În 6 ianuarie au venit la mine medicii. Mai faci un film ca să vedem cum stau lucrurile. Deși știau clar că sunt vindecat, că nu mai am nimic. Și am știut că acolo este încercarea. Domnul așa m-a înștiințat, m-a făcut să înțeleg că acolo este încercarea, să mă pregătesc în cele două zile. Seara, în 8 ianuarie, când aveam bagajele pregătite pe coridor cu preaiubitul frate Frenchi, să plecăm către aeroport, au venit medicii cu rezultatul și au spus: Domnule Bogeanu, nu ești vindecat. Tumoarea ta, cancerul acesta, s-a întors, a recidivat înapoi. Ne pare rău. Noi am făcut tot ce am putut. Dar nu avem ce să-ți facem. Îți dăm 20 de cutii de medicamente speciale cu care te vei duce acasă. Și mai apoi mai faci radioterapie, după această chimioterapie, în Timișoara. Și după aceea ne trimiți analizele pentru reevaluare. Și dacă mai faci rost de bani, dar înțeles, te întorci înapoi în China, așa cum se întorceau toți oamenii. 100, 200, 300 de mii de dolari câte 2-3 ture, după care mureau pe capete, căci corpul nu mai răspundea la medicamente. Și tumoarea avansa. M-am uitat la această doamnă doctor, am luat medicamentele, le-am băgat în geamata și a zis: Doamnă doctor, cu tot respectul cuvenit, niciodată în viața mea nu mai mă întorc în China la tratament. Pentru că Dumnezeul meu mă va vindeca acasă prin credință. Scopul ședinii mele aici n-a fost ca să mă vindecați dumneavoastră. Ați contribuit, Dumnezeu s-a folosit până la un moment dat. Dar scopul ședinii cu adevărat a fost aici 10.000 de kilometri. Printr-un cancer devastator, Frenchie să fie smuls dintre voi, să fie în numele lui Iisus Hristos, să fie mântuit, slăvit să fie Domnul. Pentru asta m-a trimis Dumnezeu aici. Am conștientizat de la Duhul lui Dumnezeu în momentele acelea. Am plecat plin de bucurie acasă, cu medicamentele. A doua zi când am ajuns acasă, m-am dus direct la grupul de rugăciune. Direct, direct. Fără să mai mă duc acasă. Și acolo s-a ridicat un vas al Domnului și mi-a zis așa: văd în trupul tău o bucată de tumoare. Și văd o pereche de mâini albe, care iau această tumoare și o înfășoară într-o bucată de pânză albă. De astăzi înainte, zice Domnul, dacă vrei vindecare de plină, doar prin credința în mine, Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. Din ziua aceea am aplasat cu medicamente. Am pus-o pe un dulap îndemărat. Valuri, vânturi multe, frați, surori, oameni din lume, ai nebunit. Dar nici chiar așa, ia și medicamentele și mergi și prin credință ca să fii sigur. Dar dacă Stăpânul, Împăratul împăraților, a spus: mergi prin credință, că vreau să-mi proslăvesc numele,
Nu să zic că oamenii din lume, din lumea din care ai făcut parte, de unde te-am smuls, că 80.000 de dolari ai noștri te-au salvat. E normal. Te-ai dus 10.000 de kilometri de departare. Sunt cei mai buni oameni din lume, de pe fața Pământului. Și așa este. Pământește, sunt cei mai avansați cu știința. Dar cancerul nu-l vindecă decât Iisus Hristos. Pentru asta vreau să mergi prin credință. Ai curaj. Și din ziua aceea, n-am mai luat nici măcar o pastilă. Din ziua aceea am zis așa, Doamne, nu mă duc la niciun cabinet medical. Nu mă duc la nicio radioterapie. La niciun control. De astăzi tu vei fi medicul meu suprem și suveran. Până în ziua, până un semn cu tine. Când să vorbești printr-un vas de lucru, să spui, ești vindecat și atunci mă duc să fac analizele. Până atunci poate să vină oricine din biserică, nu mă duc niciunde. Din ziua aceea, îi dau slavă lui Dumnezeu și mă smeresc din nou înaintea Lui că El a făcut să-mi crească credința. El mi-a mărit credința, m-a pregătit. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Din ziua aceea, a început dintr-o dată părul care era ars de la chimioterapie, că așa m-am întors din China, era rărit și era ars. Dacă aș avea o poză să vedeți cum arătam. Din ziua aceea a început să crească. A început să se facă mai des, fără medicamente. A început să se facă mai negru decât cum era înainte. Și vine soția și îmi spune, parcă luat un tratament de regenerare a părului. Numai Iisus Hristos poate să facă așa ceva. Din ziua aceea am plecat prin credință și am simțit clar cum încolțea fiecare zi, cum se făcea vindecarea în trupul meu. Frenchie, acest frate prea iubit, a venit din China, în biserica Elim și a stat 10 zile acolo. Fratele păstor și cu toți slujitori și cu toți ceilalți au primit cu mare bucurie. Biserica a fost zidită prin mărturia lui, cum un ateu s-a întors la Dumnezeu printr-un cancer, mai apoi a plecat înapoi, binecuvântat din toate punctele de vedere. Și Dumnezeu l-a făcut un slujitor al lui și prin el a dus multă roadă pentru împărăția sa. Mulți chinezi s-au pocăit și se pocăiesc în fiecare zi, slăvit să fie Domnul. Când au văzut cei din casa mea cum încolțește vindecarea. Când au văzut cei din casa mea, mama și toți ceilalți căci, coloana care era putredă, nu puteam să calc. Se regenerau oasele de la zi la zi, fără nici măcar o pastilă. Tratamentul venea direct de sus, mărit să fie Domnul. Se regenerau oasele, vă dați seama ce înseamnă așa ceva. Când îmi spun frații, dar cum nu te mai doare șoldul? Dar nu mai lipsesc bucăți de acolo. Nu! Pentru că noaptea sau ziua, nu știu cum, venea Domnul și suda acolo la oasele mele. Slăvit să fie Dumnezeu! Durerile au fost eliminate. S-au pocăit din casa mea când au văzut minunea. Doar când au văzut minunea. Mamă, socru cu soacra, cumnatul și cu cumnata. Încă 5 membri ai familiei s-au întors la Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Și cu mine și cu soția mea prin harul și mila Domnului suntem 7. Binecuvântat să fie Domnul. În 27 mai, cu asta închei, 2010, după ce am fost vindecat, eram la Elim în adunare și am cerut un semn de la Domnul. Fac o paranteză, încă nu eram vindecat. Atunci nu m-a vindecat Dumnezeu. În 27 mai, cu 3 zile înainte să împlinesc 33 de ani, în 2010, eram în adunare și am zis, Doamne, confirmă vindecarea că simt că nu mai am nimica. Te rog, vorbește-mi așa cum te-am rugat. M-am dus dimineața la adunare, n-a venit niciun problem. N-a venit niciun vas al Domnului. Mai după masă m-am dus din nou. Și după masă nu s-a întâmplat nimic, că Dumnezeu vorbește când vrea El, binecuvântat să fie numele Lui. Seara m-au sunat niște frați din Biserica Baptistă, unul cu mine aici. M-au sunat și m-au spus, vină până la noi să stăm puțin la o părtășie. Și am făcut o rugăciune de mulțumire, am îngenunchiat când am intrat în casa lor. Și aud, așa îți vorbește Domnul, bărbatule, de astăzi înainte să te duci și să strigi către toți oamenii. Și să le spui că Iisus Hristos te-a vindecat. Și la două zile m-a dus și m-a făcut analizele. O parte aici și o parte a fost trimisă în Germania. Toate au ieșit. Ca și când eu niciodată n-aș fi avut nimica. Mărit să fie Domnul. Vreau să vă spun și dumneavoastră un lucru. Și vreau să vă spun clar și apăsat înaintea Domnului cu toată responsabilitatea. Duhul Sfânt nu este al Bisericii Pentecostale. Și Duhul Sfânt este al lui Dumnezeu. Și El îl dă și la frații baptiști, că iubește și pe ei. Și aia care cred, slăvit să fie Domnul. El se uită la inimă. I-a botezat acești doi frați cu Duhul Sfânt, le-a dat și darul și printre unul dintre ei mi-a vorbit. Cu
dar de prorocie, mărit să fie Domnul. De atunci, Domnul, de când m-a vindecat, m-a trimis pe la toți cei care sunt în suferință, împreună cu frații mei preubiți cu care călătorim, cu care misionăm, și m-a trimis pe la ei ca să-i îmbărbătez, să ne rugăm pentru ei. Și cel care face lucrarea, cel care face vindecarea, este Domnul slăvit să fie. Domnul să vă binecuvinteze. Și să știți că tot ceea ce ați auzit sunt cuvintele lui Dumnezeu cu toată responsabilitatea. Mărturia aceasta o avem la noi și pe un CD mult mai detaliată, mult mai complexă, la postul de radio Vocea Evangheliei. Și la ieșire o să avem acest CD pentru cei care doresc să achiziționeze, pentru cei din casele lor, pentru prieteni, ca acest cuvânt al Domnului să meargă mai departe și lucrarea lui Dumnezeu să fie susținută. Amin. Amin.